Vi predați-vă terenurile. Și am zis, stimate domn primar, ați fost la ședința respectivă, acest teren s-a predat un an în urmă. Și dacă nu vă amintiți, vă arăt documentul. După care, foarte jenată, apoi mi-a scăpat. Bun, ok, nu-i nicio problemă, oameni suntem, haideți să vedem ce facem. Dar asta a fost o discuție cu 5 ani în urmă. Deci dacă noi nu facem acum un pic de presiune, noi nu o să avem proiectul și mai așteptăm încă 2-5 ani. Pentru că, din punctul nostru de vedere, noi suntem abandonați de către autoritatea locală, dânsii știu din ce motive. Nu vreau să dezbrop morții, dar noi am ajuns în situația în care am ajuns cu Alexa și din pricina primăriei. Deci asta e o poveste mai veche care am lăsat-o în urmă. Deci îmi vine foarte greu să cred că se ridică un cartier de 80 de case în Alba Iulia și primăria nu știe că nu are Alexa autorizație și îl lasă în continuare să construiască. Îmi vine foarte greu să cred. Dar mă rog, asta e o poveste pe care am depășit-o și care nu mai dezvropă moții. Noi acum avem problema asta cu drumurile și vreau să mai aduc în atenția noastră. Vă mai răspund la o întrebare cu privire la drumurile? Impozit, cam cât plătiți impozit? Pe an. Impozit plătim ca toată lumea după metri pătrați, fiecare cât de mare are parcela. Nu, dar sunt și duplexul și... Sunt proprietăți mai mici, de 200 de metri, sunt de 400 de metri. Cum plătește toată lumea în Alba Iulia? Nu aș putea să spun că sunt 300 de metri. Ce vreau și eu, în Vasile Alexandri III, am plătat toată lumea. Am murit cu orașul. Eu am 500 și ceva, 5 milioane și așa. Nu se regăsesc banii... Aproximativ 300 de lei. Minim. Toată lumea minim. Da, cam așa. Că și majoritatea cu o mașină, vă dați seama că e. Loc în care orașul nu trebuie să-și amortizeze nici utilitățile pentru că strase pe banii lor. Ah, da. Noi singuri. Eu cel puțin singur am tras tot. Zona este finalizată, fiind o zonă nouă. Nu ai ce să mai spargi gur de canal, să faci la... 7. În vecinătatea cartierului există un club de carturi pe care onorata primărie a considerat de bun augur să autorizeze acest club de carturi situat între un cartier de blocuri și un cartier de case. Cum vă explicați? Domnul m-a întrebat dacă eu am impresia că are primăria ceva cu noi. Păi nu știu dacă are, dar explicați-mi dumneavoastră. Cum domnul viceprimar Șerdean poate să autorizeze un club de carturi și o să vă arăt documentele cu program de la 8 la 10 dimineața, de luni până duminică inclusiv. Un club de carturi care la prima măsurătoare de la 8 la 10 seara. Domnul viceprimar Șerdean. O semna și el ceva, 3 ani. Așa. Prima semnătură. Asta e mai important, are și el semnătura pe un act acolo. Clubul de carturi, asta în condițiile în care în primărie exista o plângere a noastră și care nu era soluționată. Deci în primărie exista o plângere semnată de către locuitorii din cartier și de locuitorii de pe Cogălnicianu, Livezi, cartierul ăla din Ampoi 1, am o întreagă listă aici, cu semnături care nu mi-au fost de niciun folos. Și un memoriu care l-am adresat primărie. Deci în condițiile în care plângerea noastră era în primărie, se eliberează această autorizație de funcționare pentru clubul de carturi Speed Card, de la 8 dimineața la 10 seara, de luni până duminică. Vă întreb, cum e posibil așa ceva? În ce țară civilizată se întâmplă așa ceva? Clubul Speed Card prezintă la măsurători, că sunt băieți deștepți, un card de copii. Asta este site-ul lor. Și pe site, ei prezintă în felul următor. Societatea deține o pistă de carturi, dotată cu nocturnă și carturi de diferite dimensiuni și capacități, încât pot participa copii de la 2 ani, tineri și pasionați până la 50 de ani. Capacitatea cardurilor este de 200 de cai putere. Ăla este de centimetri cubi. Cum era? Centimetri cubi. Așa. Femeile n-au treabă cu mașinile, dar din păcate suportă consecințele. Deci la măsurător prezintă un card de copii și onoratul, distinsul domn care s-a dus la măsurător și care este bugetat și plătit din banii noștri tuturor, găsește de cuvință să nu se informeze ce fel de carduri are acest club.
Are doar carturi de copii sau are și carturi de adulți? Că avea la îndemână goagă, avea la îndemână goagălul ăla despre care am mai vorbit, da? Și pe goagăl scria clar că sunt carturi de adulți. Face o măsurătoare la relanti cu un cart de copii. Iar răspunsul primăriei este, se încadrează în normele legale de bla bla și noi am rămas cu problema. Deocamdată e liniște, că e frig și pista udă și nu funcționează pista, dar martie începe circul. Am luat legătura cu familia Cotopia, care sunt administratorii acestei firme. Doamna administrator Cotopia ne spune cu o nonșalanță că ea are în obiectul de activitate care un milion de chestii cuprinse acolo. Am un act de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, o furnizare de informații, care îmi spune că are un milion de activități și că ea dânsa, dacă dorește, poate să-și facă discotecă în aer liber. Nici nu m-ar mira, vă rog să mă credeți, câtă vreme un club de carduri funcționează lângă un cartier de locuințe, nu m-ar mira să facă doamna nestingherită și o discotecă în aer liber. Când ați pus prima plângere legată de pista de carduri? Prima plângere vă spun imediat. În 2010. Nu, 2011. Și clubul din 2007 e deschis, clubul de carturi, spuneți. Firma este deschisă din 2003. Dar dacă intrați un pic pe net, tot la istoricul dânșilor, descoperiți că această activitate cu carturile a început în 2007. Deci, ulterior, construirii cartierului și ulterior mutării unor familii în cartier. Deci, prezența lor acolo ridică mari probleme. Dar ce vă deranjează? Pagă-s-o. Și când, când este o zi aglomerată la ei, inclusiv noxele. Că nu vă spun ce fum și ce... Deci vreau să vă spun că zgomot mai mare numai un aeroport ar mai putea să ne producă. Mai mare decât clubul ăsta de carturi. Un aeroport. Trebuie să propuneți construirea unui aeroport. Am un aeroport și să facem... Păi da, vă dați seama că dacă vă pavează strada, o să înceapă aia cu carturile să dea și pe stradă? N-am cum că avem circuit. Ce faceți după aceea? N-am cum că avem circuit în și urma plângerii ați primit un răspuns. Da, am primit un răspuns care ne spune... Îl citesc. Având la bază adresa dumneavoastră depusă la Comisariatul Județean Alvare, direcționată spre competenta soluționare a primăriei Alvarilea, sesizare cu privire la disconfortul fonic creat de activitatea SECEPAM Soamenii SRL, vă comunicăm următoarele. În ceea ce privește depășirea nivelului fonic sau efectuat determinat de zgomot de către DSP Alba cu un sonometru omologat, pentru care, pentru a constata dacă este depășit pragul maxim admis de 50 de decibeli. În urma determinărilor, s-a constatat că acest prag nu este depășit. Eu știu, poate mă înșel, că legea spune că trebuie să fie și reglamentul de față când se face măsurătoare. Nu ne-a chemat nimeni. Unul la mână. Doi la mână, distinsul domnul de la DSP care a făcut măsurătoare, v-am spus, nu că a dixit să se informeze sau nici măcar să citească memoriul nostru, pentru că în memoriul respectiv scria clar că sunt carturi de adulți. Deci acolo, eu am văzut, se dau cu carturile astea internauți din ăștia, de la 20... Doamna, cu agenția de mediu, absolutul meu, am făcut. Da, eu m-am și eu măsurat. Referitor la orarul de funcționare, am luat legătura cu conducerea... Auziți răspuns. Referitor la orarul de funcționare, am luat legătura cu conducerea societății, iar aceasta s-a angajat ca pe viitor să respecte programul de liniște în perioada 22-8, deci de la 22 seara la 8 dimineața, și în perioada de la 13 la 14, conform prevederilor articolului așa. De asemenea, menționăm faptul că polițiștii locali vor patrula periodic în zonă pentru a verifica dacă sunt respectate nu știu ce. Pe net, programul acestei firme este prezentat ca fiind la ora 12 noaptea. Într-adevăr, după nenumăratele plângeri ale noastre și nenumăratele telefoane la poliție s-au oprit la 10 seara, distinsa doamnă Potopia, eu nu știu dacă cunoașteți familia asta, unul din familia asta trăgea cu pistolul prin centru, deci ăștia se cred în vestul sălbatic în Alba Iulia. Deci ăștia pot să facă orice, dar uite că pot să facă orice cu acceptul nostru al tuturor și al autorităților locale, în primul rând. Pentru că aici trebuia luată atitudine și făcute măsurători corecte. Dar ei au pus pe gardul ăla. N-au pus nici de panou absorbant. N-au niciun panou absorbant. Că așa se folosește. S-o fi folosit. Ce panou? Terenul de fotbal de la liceul HTC. Dar nu comparați un teren de fotbal. Să știți că și mingea sună.
Eu aș prefera să fie teren de fotbal decât club de carturi, că nu se compara. Și tot așa au niște de absorbție formică. Așa, doamna Codopia, în administratora firmei, în imensa dânse, în imensa generozitate, ne-a oferit 3 ore de liniște pe zi. Zice, fac o pauză 3 ore. Nu i-am dat, că aștept ajutorul presei, după care o să vedem. Că judecata, dați-mi voie să vă spun și cu judecata, că judecata m-a făcut Alexa și lăsați-mă cu judecata. Bine? Așteptați ajutorul presei, se pune, înțeleg uman chestia aia, dar când dânsii au legal, dacă a venit cineva și a autorizat legal și a zis, domnule, nu să depășesc legal, ce pot să-i faci? Putem să facem corect. Noi ca presă, noi putem să zicem, domnule, sunt nemulțumit și eu să zic că, păi, poate fi nemulțumit și noi activăm legal. Ce pot să-i faci? Da, hai să vedem cum să o facem asemenea. Pentru că am întrebat că la mediu, pentru că mediu trebuie să înceară un studiu de impact. Există un studiu de impact deja, nu referitor la carturi, există un studiu de impact al zonei, era vorba de abatorul ăla din zonă, când se construia cartierul. Și acolo este cuprins, este de altceva, dar este cuprins disconfort fonic acolo. Deci deja este vorba, deja se discută într-un raport oficial despre disconfort fonic produs de un abator, dar ce mai vorbim de el? Să-și ceară, îl plătesc eu 180 de milioane. Nu știu cu 70 de euro. Dacă îmi spuneți neapărat unde îl trimite ăla, dar ăla plătește 70 de euro. Studiul de impact mediu, care e făcut de o firmă neutră. Activitatea acestui club de carturi în vecinătatea cartierului de locuințe. Poate, deci cum e posibil să mergi în postură de viceprimar și să vezi că acolo un cartier de locuințe și tu să fii ok. Să zici, mai bravo, vă aplaudăm, asta avea nevoie orașul. Eu avea nevoie orașul. Că băiatul are o pasiune, eu înțeleg. Și sunt atâția oameni care își duc copiii sau merg tineri ăștia foarte bine. Dar nu lângă cartier de locuințe. Deci nu trebuie un cartier de blocuri și două de case, livezi și ca să nu mai vorbim de faptul că doamna Codopia încearcă să-mi spună că nu, ei au fost înainte și noi am apărut după. Haide, doamna, că scrii cu mânuța dumitale pe site-ul dumitale că în 2007 ți-a început activitatea. În plus, tinerii administratori nici nu erau născuți când cartierul de blocuri și de case de pe livezi era acolo. Deci vorbim de niște lucruri evidente, clare, nu încape nicio îndoială că nu și-au locul acolo. Deci chiar nu încape niciun băiat. Dar din păcate, uite așa, sunt într-o pată în hârtie și cu problemele nerezolvate. Și am venit în fața dumneavoastră să văd dacă ne puteți ajuta, să faceți cunoscute problemele astea și să vedem dacă avem vreo reacție. Că poate vine domnul Hava și miraculos începem inițierea proiectului. Și după care vedem cum identificăm fonduri pentru ca să trăim și noi civilizați. Că nu cerem mare lucru. Vrem să trăim decent și civilizat în orașul nostru frumos, care ar putea fi și mai frumos. Ați donat teren primăriei, să înțeleg. Poftim. Ați donat teren primăriei? În 2010 aveți aflat pe masă. În ședința din... A donat teren primăriei pentru drum. Trebuie. Pentru stradă. Cu tot utilitățile cuprinse. Se face peste tot, pentru că dacă nu trebuie să te asiguri tot ce înseamnă la proces. Situația terenului este clară din 2010. Au trecut 5 ani de atunci, 4. Deci situația e clară. N-au niciun motiv pentru care să nu inițieze măcar primul pas pentru Dumnezeu proiectul. Că dacă mai stăm încă 5 ani și n-avem nici măcar proiectul, unde ajungem? Înseamnă, este un domn care are 76 în cartier, de ani în cartier și zice, oare eu mai trăiesc să văd asfalt? Stimate domn, depinde eu sincer vă spun că nu știu cum stați cu sănătatea, dar nu cred. Chiar nu cred. Cam astea sunt problemele noastre. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Iar ne face că o... Sper din tot sufletul să ne ajutați. Și să nu o luați ca o chestiune de partid. Efectiv, n-am nicio treabă cu presa. Doamna a promis că ne înlesnesc o întâlnire cu presa. Mai mult decât atât, pe domnul